întreba, ce se va întâmpla cu lumea noastră dacă vom arunca la întâmplare deșeuri electrice și electronice? Deși fiecare dintre noi are acasă, de la baterii până la televizoare, de la frigidere până la cuptoare cu microunde, nu puțin știu cât poluează ele. Această aparatură de care v-am vorbit conține plumb, mercur, crom și foarte multe alte substanțe nocive care poluează în special stratul de ozon. Și ca să înțelegeți mai bine, vă voi da și câteva exemple. Tubul catodic al unui televizor poluează 50 de metri pătrați timp de 30 de ani, iar bateriile de ceas poluează un metru pătrat timp de 50 de ani. Da, ați auzit bine. Dacă toți am arunca pe sol deșeuri electrice, gândiți-vă, cum ar fi legumele pe care le cultivăm acolo? Așa că haideți să nu uităm că avem un singur pământ, care este și el un organism viu și de noi depinde ca el să fie sănătos. Dacă el este sănătos, vom fi și noi sănătoși.